Salutare și bine v-am găsit la încă un review. De data asta vom face un review la un pat de masaj. După cum vedeți, aici am patul de masaj, glumesc, bineînțeles. Avem încă o dronă profesională, o dronă un pic specială, un pic diferită de ceea ce v-am prezentat eu până acum pe canalul meu. Este o dronă de tip aripă fixă care decolează și aterizează precum o dronă de tip multirotor. Multirotor egal dronele pe care le-ați văzut până acum la mine pe canal, cu 4 brațe, cu 4 motoare. Ei bine, aici avem o dronă care decolează și aterizează ca un multirotor, după care face tranziția către o aripă fixă. După cum vedeți și aici, denumirea este drona Trinity F90 Plus, făcută de cei de la Quantum Systems, o firmă din Germania. Bineînțeles, nu o să vă țin aici prea mult cu această cutie închisă, o vom deschide, vom face, să zicem așa, un unboxing. Din păcate, în fața mea nu este o dronă nouă, este o dronă pe care noi o utilizăm de ceva vreme, are ceva zboruri la activ și între această dronă și dronele mai noi pe care le-ați primit, dacă ați dori să o cumpărați, sunt mici diferențe. Înainte de a despacheta, voi vorbi un pic despre cutia de transport. Este dintr-un material textil care rezistă destul de bine la mizerie, la frecușuri și chiar și la ploaie. În spatele, în interiorul materialului textil, este o cutie de polistiren foarte bine tăiată, în așa fel încât în momentul în care demontăm drona, toate elementele să intre perfect, în așa fel încât să fie protejate. Nu o să vă mint, nu este o cutie ușoară, este o cutie care cântărește aproximativ 25 de kg când punem cele 3 baterii pe care eu vi le recomand să le cumpărați în momentul când cumpărați și această dronă și încărcătorul. Deci puteți să o luați de unul singur dacă sunteți un bărbat zdravă, se poate foarte ușor folosind această curelușă mai înaltă, și dacă sunteți în doi oameni, foarte ușor, unul o ia de aici, celălalt din partea cealaltă și este mult mai ușor de transportat și mai accesibilă. Pentru că este o dronă mai interesantă, voi sparge acest review în 3 bucăți, unul pentru unboxing, unul pentru zborul live și unul pentru procesarea datelor. Bineînțeles că acest review este din nou sponsorizat de cei de la Skyline Drones România, firma la care sunt pilot, și această dronă o veți găsi în magazinul nostru online la orizont.ro și o recomandăm cu tot dragul pentru suprafețe mari de acoperit. Ok, să trecem la unboxing. După cum vedeți, am oițele în spatele meu, deci avem și spectatori. Sunt docile, deci nu o să le băgăm prea mult în seamă. O să deschidem cutia, o vom pune jos un pic așa pe diagonală, să vedeți și voi cu ce avem de-a face. Avem practic două fermoare. Se trage fermoarul dintr-un cap în altul și se deschide cutia. Și puteți să vedeți aici cum arată cutiuța, cu toate elementele dronei foarte bine aranjate. Ok, ca să le luăm pe rând înainte de a asambla drona. Aici avem telecomanda cu care vom controla drona mai puțin decât o dronă normală, pentru că această dronă este făcută să zboare destul de autonom. Încărcătorul îl avem aici în partea de stânga, foarte bine poziționat. Foarte multe cabluri pentru, atât pentru receiverul GNSS, despre care vă voi explica mai încolo, cât și pentru încărcarea telecomenzii, pentru receiverul ASB, cu care vom detecta avioanele din prejurim. Aici avem corpul dronei, chiar în partea de mijloc, și vedeți, este destul de mare, cu cele două motoare din față, care ne vor ajuta mai mult pe ridicarea dronei, aterizarea și ajungerea la o anumită înălțime. Ce nu vedeți acum și o să vedeți în momentul când voi scoate partea centrală este payload-ul de jos. Foarte important este că această dronă acceptă până la 6 module. Fie că vorbim de senzor RGB, fie că vorbim de camere multispectrale sau senzor LiDAR. Ce mai vedem aici în partea din față sunt două baterii care practic sunt vârful dronei, partea de față a dronei și care se va conecta și vă voi arăta exact cum. Și încă o baterie aici în partea din față. Bateriile acestea sunt de 12.000 de mAh, sunt baterii 6S cu 4P și aceste baterii ne asigură o durată de zbor de până la 90 de minute, foarte important, o durată de zbor foarte bună de care niciun multirotor momentan nu se poate atinge când vorbim de propulsie pe energie electrică, pe baterii. În partea de spate aici vedeți foarte bine cele două aripi care sunt dezasamblate și le vom asambla noi în momentul când vom dori să zburăm drona. În plus veți mai primi și un anemometru cu care veți detecta viteza vântului.
Este bine ca la sol să nu depășească 9 metri pe secundă, iar în aer să nu depășească 12 metri pe secundă. Dacă va fi mai mult de atât în aer, această dronă va detecta viteza vântului și se va întoarce la home point, locul de unde a plecat. Ce mai găsim aici este un receiver de 2,4 GHz pe care îl vom conecta la laptopul nostru personal și, și ne va comunica în timp real telemetria dronei. Acest receiver se va băga într-un laptop, laptopul va avea instalat programul Cubase. Acest program se ocupă atât cu realizarea misiunilor cât și cu display-ul telemetriei în timp real. Deci prin această aplicație vom face aproape tot, chiar și procesarea PPK pentru geotăguirea pozelor pe care le-am luat de-a lungul misiunii. Pe lângă acest receiver vom mai primi un receiver GNSS, foarte important, pentru că acest receiver GNSS se va ocupa de preluarea datelor satelitare în timp real și va face corecția logului de zbor de pe dronă. Și vedeți că avem un fir foarte lung. Și aici avem receiverul, un iBase, asigurat de cei de la Quantum Systems. Și pe lângă acest iBase avem antena GNSS, care este foarte important să o punem un pic mai departe de zona unde vom zbura. O vom conecta la un power bank. Avem un power bank și în pachet de 5000 de mAh, dar noi, cei de la Skyline Drones, folosim, să zicem, niște baterii un pic mai mari, de 10000 de mAh, pe care o putem lăsa toată ziua și să nu ne mai facem probleme că am putea rămâne fără baterie. Bineînțeles că aici avem și un card SD. Pe acest card SD se vor scrie datele de observație și cu ele vom face corectarea traiectoriei dronei. În spatele acestei componente principale avem coada avionului împreună cu profundorul, care împreună cu cele două eleroane de pe aripi se vor ocupa de controlul dronei. În acest pachet avem momentan doar două baterii, dar în partea de jos aici vedeți că mai este un loc pentru a treia baterie pe care nu o am momentan. Pe lângă asta veți mai întâlni diferite accesorii precum un receiver ASB pe care nu-l vom folosi azi, care detectează avioanele care au acest transmițător activat. Pe lângă asta mai avem un kit de încărcare de la baterie. Vă sugerez să aveți un generator cu voi, dar în cazul în care nu aveți un generator puteți cupla încărcătorul la bateria mașinii și astfel puteți încărca bateriile pe teren până când vă luați un generator. În față avem o probă care detectează viteza vântului. De curând cei de la Quantum Systems au obținut și certificarea C3 pentru această dronă, foarte importantă în momentul când va trece perioada aceasta de aclimatizare cu noile legi. Dronele care nu vor avea aceste certificări vor fi un pic mai complicat de zburat. Ce vom face prima dată este să luăm partea principală a dronei. Vedeți că în partea de jos zice do not touch, deci nu trebuie să atingem pentru că aici polistirenul este foarte subțirel, dar în partea de față vedeți că este ranforsat, să zicem așa, și puteți foarte ușor să luați ori de aici, ori de picioarele care se leagă direct de scheletul de fibră de carbon, ori din partea din față care este un pic mai rezistent. Vom scoate și o baterie, cealaltă o vom lăsa acolo. Vom scoate telecomanda, care este, după cum vedeți, destul de măricică și are un display touchscreen aici în partea de jos. Vom scoate și cele două aripi. La fel, aveți grijă cu partea din spate, că este un polistiren unde sunt eleroanele, este un polistiren mai subțirel și tot așa trebuie mânuit de aici, unde vedeți zona aceasta plastificată. Vom scoate partea aceasta de polistiren pentru a ajunge la partea de spate a dronei. O vom scoate, vedeți cum arată coada dronei împreună cu motorașul. Acest motoraș este cel care va merge continuu în momentul când drona va ajunge la altitudinea pe care i-am setat-o și zona unde vom pune profundorul. Ce vom mai scoate este receiverul GNSS, modemul de care vă ziceam, care va comunica cu drona în timp real. Am uitat de profundor, îl vom scoate și pe acesta. Spațiul de lucru în momentul când asamblați drona este bine să fie chiar platforma aceasta. Am uitat să vă menționez de luminile de avertizare. Pe timp de zi
puteți să le puneți, puteți să nu le puneți, este la decizia voastră, dar ele nu sunt atât de vizibile când vorbim de timpul zilei. Ok, vom lua prima dată componenta centrală. Am făcut aici un pic de... Vom lua partea din spate a drăunei, coada, și vedeți că aici se vede chiar și scheletul din fibră de carbon. Avem două butonașe la care trebuie să avem grijă să se audă click în momentul când o conectăm. Are aici o găurică și un pin de comunicare și de transmitere curent către motorașul din spate. Îl vom mișca codița stânga-dreapta până când va intra bine pe cant și o să împingem ușor. Aveți grijă să țineți mereu de zona mai întărită. Și ați auzit click. În momentul când auzim click, înseamnă că partea din spate este prinsă corect. Vom pune și profundorul, care se montează destul de ușor. Vedeți că aici e bottom, asta înseamnă că trebuie să fie invers. Și aici avem un buton pe care îl tragem. Și acum profundorul este bine prins. Vedeți că se aude și motorașul. Ok, acum ne vom ocupa de aripă. Ele sunt prinse magnetic chiar aici unde vin cele semnalizatoarele acelea de care vă ziceam eu. Și trebuie să aveți grijă ca partea dreaptă să fie în zona de jos pentru a oferi portanță corectă. Și oricum nu ne va lăsa în momentul instalării să introducem dacă cumva ați inversat cele două aripi. Tot așa vom introduce aceste componente exterioare pe cantul lor până în momentul când vom auzi click. Ne uităm aici la buton, s-a auzit click și la fel facem și aici. Ia să vedem. S-a auzit click, s-a auzit click. Verificăm aici prinderea eleronului cu motorașul. Totul este în regulă. Receiverul avem aici pregătit în momentul când vrem să realizăm zborul. Receiverul îl vom instala la laptop și mai avem aici telecomanda. O vom porni în momentul când o să utilizăm drona și avem aici bateria, practic este nasul dronei, care se instalează destul de ușor. Vedeți că aici sunt 4 prinderi și pentru a realiza prinderea trebuie să îi dăm un pic în spate și în sus. Și veți auzi un click și la drona s-a inițializat, s-a făcut conectarea, dar trebuie să fiți atenți că aici butonul din partea dreaptă să fie și el la drept. Mai trebuie să împingeți un pic până când butonul revine la drept, asta înseamnă că bateria este blocată, ea deja transmite curent către componentele principale. Va începe să-și caute sateliții, să se inițializeze și în momentul când noi ne-am conectat la laptop am vedea exact ce am avea nevoie. După cum am zis și o să vă arăt și vouă, în partea de jos avem modulul RGB, modulul cu cameră Sony RGB de 42 de megapixeli, o cameră foarte bună pentru topografie, pentru măsurători și alte lucruri de genul ăsta. Are o anvergură destul de mare și poate căra payload-uri de până la 1 kg. Tocmai de asta avem atât de multe payload-uri, după cum am zis 6 la număr, și faptul că are o anvergură atât de mare a aripilor o face foarte eficientă în timpul zborului. 90 de minute de zbor este un timp foarte foarte bun. Modulul de cameră se scoate și el foarte ușor în cazul în care aveți nevoie să scoateți pozele de pe el sau să-l înlocuiți cu un alt payload. Foarte ușor, avem aici un buton exact ca la baterie. În momentul când vrem să scoatem bateria, apăsăm aici și bateria este relativ ușor. Și în partea de stânga avem butonul pentru detașarea modulului. Tot așa apăsăm pe el și modulul este foarte ușor. Îl slide-uim practic către stânga sau către dreapta. Este o cameră la propriu, este un Sony Ericsson R2 de 42 de megapixel full frame. Se introduce ușor în partea de spate. Se împinge în partea de față și am făcut click și
Modulul este instalat foarte bine. Această dronă mănâncă undeva până pe la 1000 de hectare pe zi. Deci, amortizarea investiției cu această dronă se face destul de rapid dacă aveți proiecte cu suprafețe foarte mari. Cam atât, oameni buni, despre unboxing. Vă aștept la următoarea parte în care vom zbura live și acolo vă voi explica mai multe elemente tehnice și veți înțelege mai pe îndelete această dronă. Deci, săriți la următorul filmuleț și ne vedem acolo. Pa, pa!